natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Vrei să atragi toate privirile și să fii mereu admirată? Alege salon Mina Alex și vei fi mulțumită de felul în care vei arăta. Coafură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile. Pentru noi este important să pleci cu zâmbetul pe buze din salonul nostru de înfrumusețare, de aceea folosim produse profesionale pentru rezultate garantate. Salon Mina Alex, la intrarea pe strada 14 octombrie, numărul 25B, pe partea stângă. Vizitează-ne și îți promitem că vei fi admirată. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS RL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Nu mai alerga de la un magazin la altul. Găsești cele mai ieftine rechizite și produse de birotică, papetărie, tipografie și materiale promoționale într-un singur loc. Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Popa Șapcă, numărul 1. Telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie, birotică și tipizate. Am revenit cu cea de-a treia parte a emisiunii noastre, discutăm despre viitorul complexului energetic Oltenia, viitorul pe termen scurt, aș putea spune, pentru că de pe o zi pe alta ne putem aștepta la surprize în ceea ce privește compania aceasta încă în proprietatea statului. Vorbim atât de mult despre complexul energetic Oltenia pentru că s-a promis mult pentru complex în campanie electorală. Unii sunt supărați că nu au fost votați de mineri și energeticieni, în cazul domnului viitor senator, să-i dăm credit Scarlatti Riza. S-a promis constituirea mixului energetic ca instrument de salvare a companiei sau de prelungire a vieții acestei societăți pentru mai mulți ani de acum înainte și de conservare sau păstrarea unor locuri de muncă la nivelul județului Gorj. Dacă politicienii sau administrația sau Isus, Dumnezeu, nu știu cine, nu se apucă să înființeze locuri de muncă alternativă la minerii și energie, până atunci trebuie să tragem de acest colos industrial, mă rog, colos până când va deveni un butic, pentru că așa se dorește sau către asta ne îndreptăm, sau un loc de unde unii o să vândă fier vechi. Vorbim despre
ce îi mână în luptă pe acești domni și cine ar putea să preia Ministerul Energiei, deși în naivitatea unora încă se mai speră că de la nivelul județului Gorj să ajungă, hai să nu zic un ministru în fruntea acestei instituții, dar măcar un secretar de stat care să aibă grijă și de complexul energetic Oltenia, nu pentru că i-ar durea atât de mult pe gorjeni, ci pentru că e important acest complex pentru România și pentru sistemul energetic național și nu aș vrea să ajungem în situația în care să închidem o parte a complexului Oltenia și să ajungem să importăm energie pe cărbune din Polonia, de exemplu. Aceste lucruri chiar ne-ar deranja pe toți, ca să nu mai vorbim că pe piața aceasta de energie o concurență puternică și nu ne-ar surprinde astfel de situații, domnilor invitați. Chiar atât de jos am ajuns să nu ne dăm seama cu ce. Acum, mai e că și la masă aici s-a discutat în seara aceasta că de bruxelez, de sorosii și asta. Acum să fie foarte clar că există interese foarte mari și la nivel de Bruxelles. Și lucrurile au încercat să fie impuse. Noi vorbeam numai de alternative, că eu vă spun, pe toți ar trebui să ne intereseze cu adevărat să fie și alternative, să fie foarte multe locuri de muncă în Gorj, dar în primul rând ar trebui să ne intereseze și interesele chiar statului român. Că până la urmă, în orice țară, dacă ne uităm acolo, dacă ne uităm unde există rezerve de cărbune, există și mari capacități de producere a energiei pe bază de cărbune, pentru că, până la urmă, siguranța sistemului energetic național, în majoritatea țărilor, este asigurată de aceste termocentrale care produc energie pe bază de cărbune, pentru că, indiferent de condițiile meteo, au capacitatea de a produce 12 luni din 12 luni cantitate de energie care ar putea să asigure această siguranță. Deci dacă cu adevărat ne uităm numai la aspectele acestea, că avem alternative și ne uităm și la celelalte și cum a spus dumneavoastră că există posibilitatea și de fapt poate asta se dorește din alte locuri, din alte părți, de a importa energie, de a deveni importator net de energie și în momentul când vom ajunge în această situație să fie foarte clar că nu mai putem vorbi absolut deloc de statul român. Vom putea vorbi chiar de o colonie cu adevărat. Fiecare când vrea să joace cu tine, s-a oprit furnizarea de energie și termină cu totul țara respectivă. Atunci e important cine va fi la Ministerul Energiei. E importantă politica. E important și eu aș putea să spun în ceea ce privește acea companie. Sincer, eu chiar am participat, sau mai bine sindicatul pe care îl reprezint, am participat la întâlniri în această campanie cu toate partidele politice. Solicitările noastre au fost aceleași și către reprezentanții Partidului Național Liberal, și către reprezentanții Partidului Social Democrat, și către reprezentanții ALDE, de crearea acelei companii, pentru că e singura soluție, am putea spune, viabilă, atât pentru complexul energetic Oltenia, cât și pentru siguranța sistemului energetic românesc. Cu toate, acum... Ați primit și un termen? Că asta e. O spun încă o dată, nu e vorba numai de termen. Sau au fost discuții așa? Nu, n-a fost numai discuții, a existat promisiuni, dar eu vă spun, dacă încă o dată spun, dacă nu se face până în vară, au fost discuții în sensul acesta. Deci dacă nu se face până în luna iunie, nu se creează acea companie, posibilitatea este extraordinar de mică de a fi creat după aceea. Haideți să ne uităm la ora actuală. Și are fondul proprietatea, cine răspunde? Are 20... dă demisia Claudiu Matei, cine? Nu, pentru responsabilitatea celor care guvernează. Pentru că e vorba aici de o asumare efectiv politică și nimic altceva. Decizia adică aparține vorbe, la factorul politic. Păi vorbe, nu? Păi nu sunt vorbe, este evident că responsabilitatea va fi pe umerii celor care vor guverna. Pe cine puneți la Ministerul Energiei? Avem un Gorjean la Ministerul Energiei. Asta n-am de unde să știu pe cine vă pune. Păi propuneți? Păi PSD Gorjean are 54%. O să pună, fii sigur că o să propună. Din partea Gorjului? Propuneți pe cineva? Nu știu, deci credeți-mă că nu mă depășesc negocierile acestea. Păi Alde a anunțat că vrea un secretar de stat la Ministerul Energiei. Alde Gorj. Noi știți politica noastră, întâi să formăm guvernul, prima dată am stat să vedem rezultatul alegerilor, nu ne-am mă referam la Gorj, la organizația PSD Gorj. Aveți niște nume pentru guvern? Să reprezinte și Gorjul acolo? Să trimită bani? Haideți să așteptăm săptămâna viitoare când se va forma guvernul, pentru că prima dată și prima dată trebuie să avem un prim-ministru care va fi votat de Parlament și își va prezenta... Sau nu, sigur? Eu nu v-am zis, nu am vorbit de acest... Mă referam la PSD, la... Din punctul meu de vedere, dacă vreți, Partidul Social Democrat nu duce lista de cadre, deci avem nume destul de multe care pot să ocupe această funcție. Punctul meu de vedere este că domnul Dragnea este cel mai îndreptățit să ocupe funcția de prim-ministru. Da, este cel mai îndreptățit. Sunt niște impedimente legale, da? În al doilea rând... Păi ziceți, domnul...
E o lege care e încă în vigoare și... O lege care nu e constituțională. Cine a spus? În al doilea rând. Cine a spus? Păi ia citiți 105 alineatul 2 din Constituție, păi să vede ce spune. O spune motiv... Cine? O spune cine? Sentința cine? Tribunalului. Care domnul, nu haideți să vă citesc eu, nu, lăsați-mă să vă citesc eu legea, că poate nu ați citit legea. Păi și ce dacă scrie într-o sentință? E o lege organică în vigoare... Da? Care spune interzicerea legea, legea organică este peste legea fundamentală. Nu? Păi și unde scrie că e peste legea fundamentală? Păi vă spun păi eu. Nu, asta vă întreb. Nu, n-are cum să fie peste legea fundamentală. Păi și ce spune sentința că e peste legea fundamentală? Păi nu, asta vă păi spun. Păi nu, vă citiți, vă spun eu, 105 aliniatul 2, dați-mi voie. Da, imediat, imediat, vă spun imediat cu subiect și predicat, 105, dați-mi voie să deschid internetul, să vă citesc din legea fundamentală, cum frumos o intitulați dumneavoastră, să vedeți ce spune acolo legea asta fundamentală. Că mari juriști ai dumneavoastră, de-aia Dragnea cred că e un pic mai deștept decât țuțării care apar pe la televizor, pentru că el însuși astăzi, nu numai astăzi, a spus în permanență, nu l-am auzit pe Dragnea spunând că vrea să fie prim-ministru, da? I-a lăsat pe alții să se dea cu capul de pereți și vă citesc acum, exact acum. Eu v-am spus punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere, domnul Dragnea este cel mai interpretit să ocupe această funcție. Dacă o fi domnul Dragnea... Ia uitați ce spune aici, articolul 105. Funcția de membru al guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de deputat sau de senator. De asemenea, este incompatibilă cu exercitarea unei funcții de reprezentare profesională salarizate în cadrul organizației cu scop comercial. Și aliniatul 2, despre care făceam eu referire, alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică. Ori legea despre care vorbim noi este o lege organică, în conformitate cu Constituția. Și atunci, că astăzi s-a trezit Ciorbea, nu-și găsea ochelarii poate, s-a trezit astăzi și el s-a aruncat într-o luptă care cred că îl depășește, dar și până una alta, nu stabiliți dumneavoastră, nu stabilesc eu, nu stabilește Călderușe sau Matei, stabilește Curtea Constituțională. Corect. Și nu cred că PSD-ul vrea să anunce țara în criză, să meargă să așteptăm după Curtea Constituțională vreo 6 luni, cum are obiceiul. Că nu știu cine poate să poarteze cu Curtea Constituțională. Păi n-are cum să anunțe, domne, țara în criză, pentru că... Păi trebuie să avem un premier, că uite, Călderușe așteaptă la ce o să-ți facem legile. Că ne ia dracu pe toți. Premierul că privatizează soroșiștii și nenorociții ăștia ne dau... Și revenim la ce v-am întrebat eu. De ce a avut nevoie domnul Dragnea de domnul Cioloș să amâne... Prietenia dintre ei mă depășește. De ce a cerut? Înseamnă că nu se așteaptă să ajungă prea repede la guvernare. Este vorba, nu se așteaptă să este vorba de un program de guvernare. L-am auzit asta, și pe tema programului de guvernare a fost discuția între Dragnea, între Liviu Dragnea și Dacian Cioloș. Haideți să puteți să puneți aplicare guvernului. Păi stați un pic, întâi să iam parlamentarii de mandatul. Păi... Mă speriat, dar care mandat? Ăsta de parlamentar. Păi, de parlamentar. Că am văzut că sunt unii pe la Argeș cu 24, dar să vedem. Asta depinde. În altă ordin de idei, noi acum discutăm despre o decizie, despre o hotărâre luată de reprezentanții actualului guvern, în speță Ministerul Energiei, care este autoritatea publică tutelară a Complexului Energetic Oltenia, a luat această decizie prin intermediul AGA. Vine al ministru, nu? Vine al ministru, sunt convins. Cereți anularea planului? Cum bine spunea domnul Pecingine, nu este posibil să faci această reducere de personal fără închidere de capacități. Și cunoașteți bine poziția Partidului Social Democrat, nu vom fi de acord cu mare de capacități. Ministrul ăsta o să cer acționarilor. Unde se poate umbla la structura organizatorică din Complexul Energetic Oltenia este singura zonă unde se poate umbla, este TESA. Pentru că acolo este evident, probabil că sunt întâi de acord, este foarte stufoasă. Nu ne înțelegem. Cere ministru, viitorul ministru PSD, cu măcar o fi Popescu, Iancu, Gerea, va cere AGA să anuleze planul? Va cere AGA să anuleze planul? Normal. Păi spuneți așa. Eu cred că am fost destul de clar când l-am spus. Ziceți, domnul, la ce vă așteptați din partea actuală? Eu v-am spus în primul rând. Să anuleze planul sau să-l lase? Nu, în primul rând și în primul rând vrem să fie demarat foarte rapid procesul de creare a acelei companii. Păi stai așa, până se face companie, îi dau afară pe oameni. Domnul Mărță, lăsați că nu trebuie să blocheze restructurile. Și anul trecut au vrut să dea 2000 de oameni afară. Haideți să spunem corect, să fie informați corect și telespectatorii. Au vrut să dea 2000 de oameni afară, chiar în emisiune cu dumneavoastră discutam acest aspect, cu 1 iunie. N-au reușit să dea practic pe nimeni afară. Au fost dați, disponibilizați 400 de salariați care iasă la pensie în următorii 2 ani și care beneficiază de protecție socială pe parcursul celor 2 ani. Și a mai fost 300 și ceva de salariați care au plecat voluntari din cadrul companiei
tentați poate de acele plăți compensatorii care s-au oferit. Deci în rest am putea spune că n-a plecat nimeni să rămână la o anumită vârstă fără loc de muncă și fără să aibă protecție socială până când îndeplinește condiții de pensionare. Deci asta nu înseamnă că dacă cineva sau acești domni au pus pe hârtie faptul că pleacă 4.000 ori și pleacă, pentru că noi nu o să fim de acord. Cel puțin în par... A, va da, dacă oferă, cum a spus domnul Pecingine, dacă oferă cele 16 salarii compensatorii, atunci... S-ar putea spune ce mai multe. Dar 16 salarii compensatorii, așa, făcând un calcul, efort financiar foarte mare și compania nu are asemenea sume disponibile ca să ofere aceste plăți compensatorii. Suntem de acord, suntem de acord ca sindicaliști, nu? Să plece oamenii dacă primesc... Dar cine a spus? Stați puțin, nu ați să interpretați pe cine a spus că... Dispar locurile de muncă. Domnul Măruță, pe cine a spus? N-a spus că dumneavoastră puneți vorbe în gură. Cine a spus că ca sindicaliști suntem de acord să plece oamenii? Eu am spus că nu suntem deloc de acord. Cu salarii consistente, spuneți, cu 16. Păi nu, asta pleci, nu poți să-i oprești dacă... Păi nu poți să-i oprești nici eu cum au plecat și acum, deci nu pot, dacă există oameni care doresc să plece din cadrul companiei, cum să zic, dacă li s-au oferit 20 de salarii, nu poți să-i oprească nici căldărușe. Păi dar avem nici... pierdere pe două părți, una financiară, că le dăm foarte mulți bani, și cealaltă că dispar locurile de muncă. Eu asta spuneam, domnul Mărțăbi. Eu la început am spus că nu trebuie să ne gândim că avem alternative, chiar când era vorba de crearea de alternative. Eu asta spuneam că trebuie să rămână această companie, trebuie să... E vorba și de siguranța sistemului energetic românesc. Și trebuie să încheie ce a început. Nu știu, cred că e o analiză dumneavoastră, dar nu mi-o puneți mie. Poate o analiză a dumneavoastră să nu mai exprimă corect. Eu am spus foarte clar că nu vom fi de acord cu acest plan de restructurare și nu se va pune în practică. Dacă dumneavoastră doriți să spuneți altceva, e problema dumneavoastră. Înseamnă că n-ați înțeles dumneavoastră. Nu, înseamnă că n-ați înțeles dumneavoastră când, în momentul în care ați făcut remarca că a, da, sunteți de acord cu aceste disponibilizare. Mă refeream dacă se primesc multe salarii compensatorii. Și dacă oamenii doresc, dacă oamenii doresc să plece din cadrul companiei. Dar nu va fi această variantă, că nu sunt bani. Dar nu sunt bani, eu asta spuneam că... S-au mai cerut și la discuțiile și negocierile pe care nu există bani, compania nu are disponibilități financiare. Pentru, dacă totuși există. Noi am cerut și pentru cei care îndeplineau condiții de pensionare să fie o sumă mai mare oferită. Ascultați-mă, deci în companie este deficit de personal, cel puțin pe cariere. Da, de cariere, termocentrale, partea de producție, degeaba dai bani și îți pleacă oamenii, că trebuie oamenii acolo să lucreze. Ce se întâmplă? Păi e halucinant. Nu m-a ajuns să lucreze cât lucrau trei înainte. Eu de asta vă spuneam că singura zonă... Păi și la minister cum a făcut analiza? Cum a ajuns la concluzie? Pe hârtie, domnul Măruță, că n-a făcut... Din birou. Din birou și nimic altceva. Credeți că s-a schimbat ceva? Ați văzut acea strategie energetică. Obiectivul a fost atins. S-a luat 3 milioane de euro de către o firmă. Nu trebuie pus în practică. A ieșit un document care, din punct de vedere... Da, păi ce scrie acolo în document, domnule? Referitor la ce, ce scrie, vă duceți aminte? Păi asta spun că, că nu i-a interesat să facă o strategie energetică pertinentă și care să reziste. Respectivă. Nu era problema de strategie. Stați așa că avem o soluție, ne scrie un telespectator într-un SMS. Așa, domnul George este bun de secretar de stat. O fi. Bănesc că la dumneavoastră se referă. Asta, dacă ăsta e bună, e cam bancul ăla cu Cărciumar, vreau să scape de la un impre sigur, un coleg. Da? Vedeți care păi e ajutul pe acolo, ăsta trimise SMS-ul. Păi mai este, aveți ajung la impres? Normal că avem. Acum sigur este, pentru că domnul Văcaru merge în Parlament. Păi nu avea treabă domnul Văcaru cu postul, a avut o perioadă. A avut o perioadă, după aceea a plecat în funcție de prefect, în momentul când a plecat și-a dat demisia din funcția de director adjunct. Ce vorba e, cele prefecturile cu bani de stații. Taxele care se referă discuția dintre domnul Cioloș și acest domn Dragnea sunt votate de către Parlamentul României, unde majoritar este PSD și sunt stipulate în codul fiscal. Astfel ne transmite cineva, reducerea TVA de la 20% la 19%, începând cu 01/01/2017, reducerea accizelor la carburant, începând cu 01/01/2017, scoaterea taxei pe stâlp, începând cu 01/01/2017. Sunt de acord cu dumneavoastră, eu spuneam prevederile programului de guvernare al PSD. În programul de guvernare al PSD, care a fost prezentat pe larg în foarte multe emisiuni, nu am adus aminte niciodată că vom face această reducere. Deci reducerea care a fost prevăzută în program este la 1 ianuarie 2018. Vâlceanu se pregătește să plece la PMP? Întreabă cineva. Bună gluma. Domnule Pecingine? E bună gluma. Da. Păi nu l-ați auzit. Tocmai s-a întors de la PNL Central. Deci a rămas președinte, un alt mesaj.
Bravo pentru domnul George, iar pentru Pecingine, capul jos, având în vedere scorul obținut la alegeri. Mă, uite, de asta nu o să țin capul jos, pentru că problemele astea la Gorj ne privesc pe toți, uite, și pe majoritari și pe minoritari. Ce să fac? Nu o să țin capul jos. Știu că nu le face plăcerea unora, dar mai întâi să treacă la treabă și după aceea putem să discutăm. O să țin capul jos, într-adevăr, dacă se pune în aplicare ce au scris în fițuicile respective, dar eu vă spun că am așa semne de întrebare, pentru că am văzut și cu majorarea salariului minim pe economie, au bătut în retragere și nu cu privire la aceste taxe. Bine, să vedem de la întâi. De ce este minciună? Ia spune. Păi da, este prevăzut clar, începând cu 1 martie să fie... Nu e adevărat, vă citesc. Da. Domnul George, iar veniți cu dezinformare. Eu mai iau după domnul Costin, care spune că la discuții cu Dragnea, eu citesc din Costin, a zis că ai mei au votat PSD și s-a dus la... Vă citesc acum, domnul, imediat vă citesc. Deci uitați, stați un pic, ascultați-mi spune până la capăt. Deci, dragi, să vă spun. Deci, în programul de guvern. Vreau să spun un singur lucru. Și ar trebui să ne uităm la alte zone din țara aceasta. Eu vă spun sincer. Eu cred că pentru crearea acelei companii chiar e nevoie, cel puțin în Parlamentul României, să creeze un grup foarte puternic, toți parlamentarii din zona Olteniei, indiferent de culoarea politică. Sunt de acord cu și asta trebuie să fie preocuparea de bază. După aceea, e clar, trebuie să fie, de asta sunt partide politice, dar trebuie să fie o temă comună, cum au fost aproape în toate regiunile țării. Au fost lucruri pentru care și-au dat mâna parlamentarii din zonele respective. Și consider că într-adevăr, există... Într-adevăr, pentru... Deci eu vă spun, nu neapărat guvernul, dar și un guvern... Pentru pensiile speciale și-au dat mâna foarte bine. Nu, acolo a fost la nivel național. Deci la nivel regional. La nivel național. Dar vă spun, și un guvern, când se formează un grup de parlamentari, unul destul de consistent, orice guvern ține cont de acel grup. Avem și de asta, până la urmă, crearea acelei companii, practic, stă în mâinile guvernului și în mâinile parlamentarilor. Iată de ce domnul George nu va ajunge secretar de stat, ne spune altcineva. De ce nu candidează domnul George la primărie din partea PSD? Candidatura la primărie din partea PSD va fi în luna aprilie, până atunci mai sunt câteva luni. Dacă colegii vor avea încredere în mine, vă dați seama că nu se desamăgesc dintr-un refuz. Dar până atunci mai e. Ați găsit datele din program? Le-am găsit ca să le alegi dumneavoastră. Deci 1 martie 2017, uitați aici, 1400 salarii minim pe economie. Dar se dorește, la ultimele discuții care le-a avut domnul Dragnea cu liderii de sindicat, să se facă această creștere începând cu 1 ianuarie 2017. Cineva ne spune că din 89 și până în prezent Gorj a fost mereu roșu, acum e aproape toată țara roșie. Cu trei excepții și da, cele dinspre UDMR și îl întreabă cineva pe domnul Căldăruce dacă are rude de gradul 1 angajate la CEO, unde, dacă în producție sau în TESA. Rude de gradul 1, să luăm așa să explicăm. Deci soția nu lucrează la CEO, părinții sunt pensionari. Și n-au lucrat la CEO. Și n-au lucrat la CEO niciunul. Am un singur frate care lucrează din anul 92 în cadrul complexului energetic Oltenia și care este inginer la Pinoasa în producție. Care nu este rudă de gradul 1. Și pe asta spunea că un singur frate, pe asta spunea de soție așa. Și da, am poate că domnul nu cunosc. Nu, dar am spus să nu zică că poate cineva interpretează că... N-ați vrut să răspunde. Să răspunde. Domnule președinte, mulțumim pentru punctul de lucru. Roșia l-ați redeschis. Despre ce vorba? Nu, aici e vorba că parțial s-a redeschis punctul de încărcare și vagonabil și acel depozit, dar nu înseamnă că e problema rezolvată definitiv. Vă spun, există foarte, foarte multe probleme atât în funcționarea complexului energetic Oltenia și în termocentrală, dar și pe partea de minerit. Aici aș putea spune totul s-au făcut niște pași în ceea ce privește promovarea 255. A fost pentru Gilles Nord, așteptăm pentru Cariera Roșia și pentru Pinoasa în perioada următoare, urmând ca în vară să fie aplicabilă această lege și pentru Cariera Tismana. Dacă nu se vor rezolva toate aceste probleme cumulat, vă spun, nu există o situație sau o speranță extraordinar de bună pentru complexul energetic Oltenia. Stați liniștiți că vine Moș Crăciun, Mitrescu cu rectificare, așa promis, să dormim liniștiți. Nu, haideți să vă spun, cu rectificarea și domnul Pecingine știe foarte bine, a apărut discuția cu rectificarea, pentru că se îngropasă definitiv, nimeni nu mai vorbea. În momentul în care s-au strâns acele semnături de către Marciu și de către Sindicatul Mine Energie Oltenia pentru declanșarea unui conflict de muncă. După aceea, la 3 zile după ce a apărut informația, am fost invitați de către Ministrul Energiei și a luat angajamentul în cadrul acelei
întâlniri că va face rectificarea. Pe noi ceea ce, să zic, ne spere puțin, chiar mai mult, e faptul că totuși suntem în 12, în 13 și nu s-a reușit a fi făcut acea rectificare. Cineva insistă cu domnul George, drept candidat potrivit la primăria Târgu Jiu? Ai grijă că-ți poartă cineva să ne decizia va fi luată în partid. Cine vreau să te scoată în față, nu e bine, domnul George. Grijă mare, că așa e în politică. O întrebare și pe domnul Pecingine, la ce partid urmează să mergeți acum? Bună și asta, bună întrebarea. Păi uite, acum o să trebuie la seriu, PNL. Nu se referă în seara asta. Așa, în general, la politică, PNL. Că schimbați din nou partidul. Pe domnul Barbu l-a tras în jos faptul că s-a afișat în zona Urdar Peștena cu mare politician pe care a putut să-l aibă vreodată, Bebe Tauro și așa mai departe, l-a costat scump, mult succes în continuare. Cineva transmite felicitări social-democraților și, și mai spune pentru, mai spune domnul Iriza, dacă nu-l votau minerii, domnul Iriza a luat 0,5%. Deci totuși a mers povestea cu legea energiei, cu modificarea. Acum Claudiu, concluzii? Ce concluzii? Mâine situație... se trece prin guvern rectificarea sau nu? Se blochează planul de 4.000, nu se blochează? Nu, eu întreb pe care vor fi ultimele locuri? Sindicaliști, unde au fost, știau de acel plan, unde au fost până acum? Adică au aflat ca și mine de pe site-ul companiei când mulți dintre dumnealor lucrează acolo unde ca inspector social. Adică n-ar fi trebuit să știe lucrurile astea. Păi fost în campanie, nu ne Păi nu e un paradox, că de acest plan de... Vezi, noi totuși care suntem implicați în activitatea Complexului Energetic Oltenia, acest plan primat a fost prezentat la începutul anului 2016. Deci nu este o noutate, era cu prevăzute acel până plan, în 2020. Era cu același număr de salariați, numai că erau repartizat acum și mai vremea domnului Cevotărică și domnul Ciurăză. S-a schimbat puțin. Și pe ăsta revizuit, îl știați? Acesta revizuit a fost promovat pe cei 1200. Da. Deci ieri am aflat și noi de promovarea acestui plan. Deci cine are informația... E șmecher. Cine n-are, e tot șmecher. Se trezește concediat. Stai atât, că nu e atât de ușor nici cu concedierile. Bine, cu ce avantaj ai? Până la urmă, dincolo de orice, important... Este, nu se poate face restructură fără acordul sindicatelor. Da, deci nu se poate. Numai cu aplicarea contractului, bineînțeles. Numai cu aplicarea contractului colectiv în care apar acele plăți compensatorii. Sindicatele vor fi de acord. Deci mineri dormiți liniștiți. Sindicaliștii vor fi de acord. V-am spus cu acea prevedere în care e vorba de cele în care e vorba de cele 16 salarii. Atunci dacă se oferă acea sumă, dar e imposibil pentru companie să ofere acea sumă. Colegii mă avertizează să facem și o pauză, să nu ne întindem până spre miezul nopții. Eu mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu, inspectorii. În emisiunea aceasta vă aștept și chiar în aceeași formulă și altă dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți seara de seară. Rămâneți cu ZDL3 mai bine.